Numele Sofian Boghiu, cel mai îndreptățit este să ne vorbească ierarhul nostru, înalt preasfințitul Teodosie, care l-a cunoscut în mod nemijlocit, care l-a avut naș de hirotonie, zic, de călugărie, și care, ani de-a lungul, a fost martor la ce a însemnat această asumare până la capăt a rolului de îndrumător al atâtor ucenici. Nu voi vorbi mult, stați pe loc. Hristos a înviat. Iubiți părinți profesori, stimată doamnă profesoară, dragi elevi, iubiți credincioși, sunt bucuros să stau între doi profesori, doctori în teologie, pe care i-am condus într-un anumit mod, le-am fost președintele de comisie și la părintele Petrică Oprea am fost chiar îndrumător, iar părintele Ionuț Rusu îmi este atât de apropiat prin modul atât de curat pe care teologisește și face legătura între teologie și știință. Sunt doi doctori străluciți și iată, sunt niște oameni care nu vorbesc doar de știința teologică, ci și de trăirea mistică. Sigur, această menire de a vorbi astăzi despre Părintele Sofian este pentru mine o emoție și o zi specială. Părintele Sofian mi-a fost mentor. Și nu numai mie, aș îndrăzni să spun că a fost mentor spiritual și actualului conducător al Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul părinte Daniel, care și-a început slujirea la mănăstirea în timp, înainte de a fi ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, cum era atunci, și înainte de a fi ales mitropolit, a fost ales și episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoare, în 1990. Părintele Sofian Boghiu, după ce i s-a prezentat o biografie atât de amplă, iată, ar trebui să spun că a avut multe daruri și multe virtuți. Darurile le-a convertit în virtuți, pentru că a lucrat personal cu aceste daruri și le-a desăvârșit. A avut darul vorbirii, darul cântării și darul rugăciunii. Vorbirea sa era întotdeauna simplă și profundă. Era un cântăreț de elită. Eu am fost cântăreț la mănăstirea în timp și totdeauna la axioane venea și cânta alături de mine. De asemenea, a fost un mare artist, cum s-a amintit. A pictat și a pictat atât de viu și atât de frumos. Chiar mănăstirea Radu Vodă are pictura părintelui Sofian. A restaurat picturi ca la mănăstirea Dealul. A pictat în Cipru. De asemenea, a fost un îndrumător în pictură. El a trăit întotdeauna icoana nu ca pe o imagine, ci ca pe o prezență lăuntrică. Pentru că prin icoană omul stă față în față cu Dumnezeu, dar nu stă față în față prin ochiul trupului, ci prin ochiul sufletului, care este credința.
noi n-am fi avut credința deplină și adevărată dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat. Căci întruparea Fiului lui Dumnezeu este temeiul icoanei. Și iată, a fost omul rugăciunii. O rugăciune perpetuă, o rugăciune tăcută, cum spunea Părintele, și a avut o rugăciune a inimii intensă pe care o folosea în timp ce picta mai ales. Rugăciunea mistică nu se tălmăcește. Ea se practică, se trăiește. De aceea oricine spune am rugăciunea minții, nu are. Cine spune sunt smerit, este mândru. Cele lăuntrice sunt dincolo de exprimare. Așa trăia Părintele Sofian și trăia durerile și bucuriile tuturor. A fost un om atât de jertfelnic. Avea la spovedit toți intelectualii, dar și săracii timpului. Veneau la el oameni de toate stările. După ce stătea toată ziua pe schelă, la pictură, sau după ce săvârșea sfintele slujbe, mai devreme de unu noapte sau două, nu termina, adeseori îl prindea ora trei noaptea, că nu putea să-i lase pe cei ce aveau nevoie de hrană duhovnicească, fără această bucurie. Toți ieșeau bucuroși, ieșeau transformați de la scaunul de duhovnicie al Părintelui Sofian. Și atâtea suflete s-au întors din necredință în credință, din îndoială s-au întors la certitudine. Era un om care dăruia, care împărtășea. Atât de frumos vorbeau colegii săi. A fost șeful de promoții, Părintele Grigorie Băbuș, care a fost coleg de bancă. Un alt mare trăitor, rugător și suferind în temnițele comuniste, vorbea despre Părintele Sofian cu venerație. Patriarhul Teotis de vrednică amintire îl recunoștea pe Părintele Sofian, cu care a fost coleg. A fost un vârf al înțelepciunii, al gândirii și al rugăciunii, al vieții religioase. De aceea, Părintele Sofian a fost cu adevărat un munte de spiritualitate. Și trebuie să vă spun că dacă a ieșit din temnițele comuniste, urmărirea acestor părinți n-a fost lăsată deoparte. Eu însumi, când am ajuns cântăreț la mănăstirea Antim în 1986, am fost abordat de securitate să încondeiez pe părinții de acolo, Părintele Sofian, Părintele Adrian, să văd ce fac, să scriu despre ei. I-am înfruntat. Unii mi-au spus că am fost naiv, puteam să o pățesc. Și am spus, cum, ce să scriu despre acești oameni? Care nu vorbesc, ei doar se roagă și pomenesc. În timpul slujbelor de dimineață și de seară, tot timpul aveau pomelnicele în mână. N-aveam timp să vorbim. Și le-am și spus, nu pot să scriu decât că sunt rugători și pomenitori și făcători de bine. Sigur că nu le-a convenit și m-au amenințat că nu voi pleca niciodată în străinătate, pentru că eram doctorand. Și am spus că asta nu e o pagubă. Iată,
L-am avut model pe părintele Sofian, deci l-am luat naș de călugărie și trăirea părintelui Sofian a fost pentru toți cei ce l-au cunoscut acea amprentă pe care a pus-o pe sufletele noastre. Un om integru, un om puternic, avea un glas grav și frumos, cum era sufletul și rugăciunea adânci în contemplarea lui Dumnezeu. Aminteași de părintele Stăniloae, cu care avea convorbiri. Părintele Sofian vorbea despre pușcărie ca despre școala răbdării și că a avut o șansă să poată să promoveze răbdarea și să dobândească mai multă chibzuință, mai multă înțelepciune. După cum părintele Stăniloae vorbea cândva că acolo a dobândit cea mai adâncă înțelegere a învățătorii de credință ortodoxă și că n-ar fi ajuns la o astfel de cugetare, la o astfel de descoperire a lui Dumnezeu dacă n-ar fi gustat pușcăria. Au fost oameni care au făcut din pușcărie un pridvor al raiului, cum au făcut și laicii. Vasile Voiculescu, ca reprezentantul cel mai de seamă laicilor, care a murit rostind rugăciuni și poezii închinate lui Hristos, simțind că își dă ofranda lui Dumnezeu și prin suferință și prin răbdare și prin tot ceea ce a îndurat acolo. De aceea, iată, Dumnezeu a îngăduit toate acestea. Și oamenii care n-au cârtit în suferință au adăugat înțelepciune, putere spirituală și multă cugetare spre cele înalte. Sigur că multe se pot vorbi, dar iată astăzi, în această zi însemnată, când se pomenesc cei ce au suferit în temnițe, se cuvenea să aducem aminte, iată trei simboluri importante. Părintele Stăniloae, ca cel mai mare teolog, părintele Sofian și ceilalți părinți care au fost amintiți aici, cu o precizie de doamna profesor Carmen Ciornea, ceilalți Vasile Voiculescu și ceilalți laici care au fost luați cu rugul aprins. Iacă rugul aprins nu se va stinge niciodată. Rugul s-a aprins pe muntele sfânt unde l-a văzut Moise. Nu s-a stins de atunci în conștiința omenirii. El s-a aprins în modul cel mai fericit la mănăstirea Antim. A continuat la mănăstirea Neamț, așa cum s-a spus aici. Și s-a aprins în mintea teologilor care au dobândit rugăciunea cea adevărată a minții și a inimii. Ce trebuie să reținem noi din această rugăciune? Rugăciunea aceasta aduce în conștiința celui ce se roagă și în vederea sa spirituală pe Dumnezeu însuși, într-un mod sublim. În această rugăciune profundă, când omul cel pământesc este lăsat pe pământ, omul cel duhovnicesc se întâlnește cu Dumnezeu. În această stare de rugăciune, rugătorul cu mintea și cu inima simte o prezență tainică a lui Dumnezeu, dincolo de cuvintele rugăciunii pe care le rostește. Este copleșit de prezența dumnezeiască.
încât simte că trăiește pe alte coordonate, nu pe cele ale lumii materiale, ci pe cele ale lumii spirituale. Astfel încât omul se lasă cucerit de Dumnezeu și vede dincolo de cele ce se văd, vede pe cele ce nu se văd, pe care nu le poate tălmăci, dar le trăiește cu bucurie și le simte, este o rază de lumină din cele ce vorbește Sfântul Apostol Pavel, care a fost răpit până la treilea cer, a fost răpit în rai și vorbește nedeslușit de cele ce a văzut și a auzit, pentru că este cu neputința cuprinde în cuvinte și în gânduri realitatea frumuseților viitoare. Dar noi trebuie să căutăm aceste frumuseți și bucurii viitoare prin rugăciunea minții și a inimii, dincolo de rugăciunea zilnică, ce nu trebuie dată deoparte. Unii nu fac rugăciuni de dimineață și de seară, spunând că fac rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii se face între rugăciunile de laudă pe care noi le facem lui Dumnezeu, între care rugăciunile de dimineață și de seară nu trebuie să lipsească. Ele sunt temelia rugăciunilor noastre. De aceea vă îndemn pe toți să experiați, să vă apropiați de Dumnezeu și să fie rugăciunea minții și a inimii starea de veghe, starea de priveghere de care vorbește Mântuitorul. În această stare, în fiecare zi, să murim pentru păcate, să trăim pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu și să rămânem absorbiți de bucuria cerului, cu mintea și cu inima, orice am face, astfel încât Dumnezeu să nu ne lipsească niciodată, ci să rămână cu noi, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și de mâncăm, și de bem, și de ne odihnim, și de lucrăm, sau altceva de facem, toate să le facem cu Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.